De la remarca plină de tâlc și înțelepciune a lui Mark Twain, care a sfătuit investitorii în imobiliare acum 100 și mai bine de ani: cumpărați pământ, nu se mai fabrică niciun alt flagel, ca să evit termenul virus chiar din prima propoziție, nu a produs atât succes și deznădejde pe pământ ca piața imobiliară. Căderi, crash-uri, burse și bănci, dezvoltatori sau oameni care au mizat economiile pe o idee, un teren sau o proprietate, au intrat într-un montan rus, care circulă fără întrerupere ca un perpetuum mobile. Anunțată iminenta criză, bula care se va sparge și alți bau-bau s-au dovedit a fi simple umbre ireale ale percepțiilor panicarde ale analiștilor. Puneți dumneavoastră ghilimelele dacă preferați. Nimic nu părea a clinti căderea pieței mondiale de real estate de la începutul anului 2020. Și totuși, la nici două luni de la Revelion, focurile de artificii au fost înghețate, iar anul nou chinezesc nici măcar nu a mai fost sărbătorit. Asta pentru că de la Wuhan au plecat fiorii reci pe șira spinării planetei. Bună ziua, sunt Andrei Cristea, bine v-am găsit la Legile Afacerilor la Digi24. Din acel moment, piețele și bursele au intrat pe o spirală descendentă, care pare să își restrângă raza și să devină din ce în ce mai fără întoarcere. O analiză publicată de Bloomberg Business Week spune că după turism, piața imobiliară și cea hotelieră sunt cele mai afectate de quasi-pandemia globală. Răspândirea coronavirusului a trimis piețele globale într-o pasă neagră, iar companiile imobiliare nu sunt imune. Companiile de brokeraj imobiliar au fost de asemenea printre cei mai mari pierzători ai pieței bursiere ale industriei. Grupul Newmark, Cushman & Wakefield, JLL și CBRE au scăzut cu peste 4%. Unele dintre cele mai mari rate-uri de la birouri și rezidențiale au fost mai puțin afectate, însă toate segmentele industriei imobiliare tranzacționate public au fost resimțite de vânzarea burselor. Ca ultim amănunt, în California, care a introdus acum câteva zile, în 25 iunie, starea de urgență bugetară, prețurile proprietăților au scăzut în medie cu 6,3% în doar două luni, trend care nu se înregistrase nici în vremea de tristă amintire și teroare a prohibiției. România, ca de obicei, nu absorbe din plin tsunamiul. Undei de șoc îi va lua probabil câteva luni, poate chiar o jumătate de an, să ajungă la București. Zâmbetele sau crisparea vor fi însă inevitabile, depinde de ce parte a mesei de joc vom fi fiecare. Alături de mine astăzi un antreprenor cu 12 ani de experiență în construcții, management de proiecte și dezvoltări în real estate, Claudiu Bisnel. Compania pe care o conduce este implicată în proiecte ce țin de infrastructură strategică în România și Marea Britanie deopotrivă, aeroporturile Heathrow și Manchester și o centrală nucleară din Regatul Unit. Sunt doar câteva exemple. Bună ziua, domnule Bisnel, bine ați venit la Legile Afacerilor. Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Cum se văd cei 12 ani de carieră prin prisma a ceea ce trăim în zilele noastre? Vă așteptați la această întorsătură a lucrurilor? În experiența mea profesională am mai trecut printr-o criză, dar de data aceasta o criză financiară. Acum experimentăm o criză, este o criză sanitară cu efecte financiare și cu un recurs asupra pieței construcțiilor. Piața construcțiilor, pe care compania pe care o conduceți evoluează de ceva vreme, atât în construcții cât și în management de proiect. Am citat eu în scurta mea introducere câteva dintre domeniile cheie sau proiectele cheie, să zic, pe care v-ați pus amprenta. Cum ați ajuns în doar 12 ani experiența noastră, dar compania pe care o conduceți mai tânără de atât, cum ați ajuns să jucați în liga aceasta? Povestea noastră ca și companie, a companiei Breeze Group, este plină de entuziasm și de realizări frumoase și rapide, aș putea să zic. Ținând cont că avem o vechime de 4 ani de zile de când acționăm pe piața din România, a reușit să creștem într-un mod frumos, chiar spectaculos, aș folosi cuvântul ăsta fără menajamente. Și toate aceste realizări sunt datorate unei echipe fantastice. Bun, echipa v-a ajutat probabil să mențineți proiectele, dar înțeleg că dumneavoastră sunteți vectorul de rainman-ul, cum se spune în business, nu? Îmi place să folosesc termenul de echipă, da, okay. Este un efort comun, e efort și individual care se coagulează în această echipă. Am reușit să facem acest lucru beneficiind de o emergență a pieței construcțiilor din România în ultimii ani, în sensul în care a fost și este, și o zic fără menajamente, este în plină dezvoltare. Este o piață efervescentă, cu posibilități foarte mari și cu posibilități foarte mari de creștere. Da, am beneficiat de acest moment și considerăm că acesta este doar începutul și multe lucruri frumoase se vor întâmpla cu piața de construcții în România. Chiar dacă avem această criză sanitară cu impact financiar.
Din informațiile mele din piața de construcții, acesta este un domeniu care practic nu și-a oprit turația decât, hai să spunem, foarte puțin în perioada aceasta. Adevărat. Acum, împărtășind din experiența noastră, fiind implicat și în mai multe proiecte, atât rezidențiale cât și retail și office, cam în tot spectrul al pieței construcțiilor, oferim serviciile noastre de project și cost management. Am avut foarte puține proiecte, dacă aș pune să, așa în procente, vreo 90% dintre ele au mers fără nicio problemă mai departe. Bineînțeles, cu măsurile care se impun ținând cont de această criză, în sensul în care s-au sporit protecțiile SSM de securitate și exploatare muncă și de, bineînțeles, cu impact sanitar. A avut și un beneficiu această criză, în sensul în care a forțat digitalizarea și modul de lucru în industria construcțiilor, care pe alocuri, la nivel nu numai în România, la nivel mondial, a rămas un pic în urmă vizând digitalizarea. Lucru care se întâmplă accelerat acum, mai ales cu acest catalizator. Din cauza sau datorită sporirii măsurilor de protecția muncii și de expunere a salariaților, mai ales cei care lucrează efectiv în acest domeniu, considerați că prețurile vor fi pe un trend ușor crescător în perioada următoare? Da, este o întrebare... Vă cer o predicție, nu vă cer să dați verdict, evident, nu le deține nimeni. Consider că în momentul de față forța de muncă a devenit un pic... dacă pot folosesc termenul, un pic disponibilă, în sensul în care înainte de această criză am avut probleme foarte mari ca și branșe a construcției, am avut probleme foarte mari cu fluctuația și, de fapt, lipsa forței de muncă pe șantiere. Acum observăm că aceasta a devenit mai disponibilă, dar, și folosesc acest dar, în sensul în care observăm iarăși un trend pozitiv în sensul în care au apărut proiecte noi și proiecte frumoase de anvergură, care solicită această și depinde de această resursă, care este limitată, după cum am observat. În acest sens, iarăși o să văd pe termen, previziunea noastră sau previziunea mea este că observăm, o să observăm iarăși o lipsă a forței de muncă. Există modalitate de a suplini aceasta prin, cum ziceam mai devreme, eficientizare, digitalizare a construcțiilor, aducând practic un exemplu foarte clar este prefabricatul. Prefabricatul care se poate face off-site, se pot realiza produse de calitate, se pot aduce în șantier și instala cu o forță de lucru mult mai redusă, obținând un produs de calitate sporită, bineînțeles, la momentul de față, la un preț un pic mai mare decât construcția tradițională, să zic așa. Da, preconizez că va fi o criză a forței de muncă și pe viitor. Nu știu să pun un timeline în momentul de față, depinde de evoluția acestei pandemii. Fluxul de forță de muncă a fost cumva, înainte de epidemia generată de SARS-CoV-2, forța de muncă din domeniul construcției, înțeleg că pleca peste graniță. S-a întors o parte dintre ea în perioada aceasta în România, dar vă așteptați ca odată cu, hai să spunem, revenirea la ocupație normalitate să plece iarăși? Răspunsul e simplu, da. Și cred că o știm cu toții datorită mirajului de a câștiga mai bine în partea aceea și iar nu folosesc întâmplător, e doar mirajul, fiindcă aici cred că putem zice că o emisiune întreagă vis-a-vis de această balanță. Da, e o balanță între ce câștigi și evident atmosfera de acolo și cum ești tratat și așa mai departe. Evident. Exact. În același timp e de menționat că prețurile, cum am observat acum vorbim, înainte de această criză, prețurile în construcții au fost într-un trend ascendent, în sensul în care dezvoltatorii trebuia să plătească din ce în ce mai mult pentru produse realizate, în timp ce prețurile de vânzare au avut o perioadă de creștere, dar la un moment dat au lovit un cap. Cred că există potențial și pentru creșterea prețurilor de vânzare și implicit acestea sunt împinse de acest preț crescător sau costuri crescătoare al producției. Implicit salariile vor crește. Aceasta va atrage forța de muncă sau vor determina ca forța de muncă să rămână în România.
Când vorbeați mai devreme de tehnologizare și digitalizare, bănuiesc că vă referiți în principal la o altă componentă a activității Breeze Group, respectiv la aceea de cost și project și cost management, nu atât la construcții, că acolo e totuși greu să digitalizezi. O să ating așa un pic aspectele, dar ne referim la project și cost management, fiindcă astea sunt serviciile care le oferim. Acestea sunt din ce în ce mai eficiente, beneficiind de tehnologizare și beneficiind de digitalizare, în sensul de platforme online de comunicare, platforme online pentru transferul informațiilor sau coordonarea șantierului sau coordonarea activităților de zi cu zi, a resurselor și așa mai departe. Digitalizarea site-ului, într-o explicație simplă, poate să fie și un digitalizarea din design, până la digitalizarea la end user, în sensul în care tu poți să-ți vezi apartamentul ca viitor cumpărător într-un mediu digital, să-l vizualizezi, să-ți formezi o opinie fără a fi în site. Și poți să urmărești în real life cum evoluează acest produs. Are multe aspecte și clar e un lucru benefic pentru industria noastră. Dumneavoastră lucrați în principiu cu dezvoltatori foarte mari. Când ziceți end user, nu vă referiți la o persoană fizică, vă referiți la dezvoltatori foarte mari, le luați proiectele și le faceți tot ce înseamnă de partea de project și cost management post predarea la cheie, înțeleg, nu? Facem tot. Serviciile noastre se întind de la cradle to, okay. Nu vreau să folosesc grave, că nu sună foarte bine, dar există termenul ăsta, cradle to grave, terminologie engleză. Folosim de la cradle to predare la clientul final, și aici mă refer dacă vorbim de rezidențial, clientul final este beneficiarul apartamentului în speță. Participăm la procesul de formarea business planului prin serviciile și experiența care am acumulat atât local cât și internațional. Participăm la perioada de design, prin aceste servicii eficientizăm, optimizăm atât costurile, timpul de implementare, tehnologiile de construcție. Intrăm în partea de procurement, unde ajutăm dezvoltatorul să-și obțină cei mai buni parametri pe cost, calitate, timp, după care mergem în implementare, unde monitorizăm și intervenim cum este necesar, coordonăm, de fapt, asta este termenul, coordonăm activitatea pe șantier pentru a ne asigura că obținem produsul care am ajutat să-l formăm în fazele premergătoare. În filamente, închizând proiectul și predând un produs de calitate către clientul final. Înțelege piața din România acest added value pe care l-ați menționat, acest management de proiect, este pe deplin înțeles în momentul acesta de piața românească? Ok, nu l-ați inventat, nu l-ați adus dumneavoastră în România, dar sunteți unul din jucătorii importanți pe această piață, pe care eu o înțeleg destul de nișată totuși. Da, este o piață oarecum nișată, în sensul în care expunerea noastră a fost mai mică la început și acum începe să fie mai mare, deci ieșim din nișă, în sensul în care, iarăși, avem beneficiari în speță dezvoltatori, fie că vorbim de dezvoltatori mai mici sau dezvoltatori corporate, care au deja experiența și educația și înțeleg foarte bine ceea ce înseamnă project și cost management și știu ce să ceară de la un serviciu de acest tip. Da, am ieșit din area lui de nișă, suntem mult mai expuși și aducem valoare clientului nostru, în speță dezvoltatorul, prin optimizări, eficientizări și prin managementul riscului. Identificăm oportunitățile și oferim predictibilitate pentru a putea lua decizii din timp. Care sunt diferențele între piața din Marea Britanie, pe lângă maturitatea pieței, evident, așezarea acolo pe cu totul alte valori, care sunt totuși diferențele, ce ne apropie și ce ne desparte? Pentru că înțeleg că aveți, mă rog, hai să zicem, trei zone de business, pun și Republica Moldova, Chișinău în speță, dar vreau să vorbim în principal despre Marea Britanie versus România. Da, noi avem experiență destul de bună, zice, și consistentă în Marea Britanie. Clar, Marea Britanie este mult mai matură din punct de vedere al domeniului construcțiilor, fiind o piață cu tradiție în acest sens,
cost controlling-ul se trage chiar din Imperiul Marii Britanii. Așa că au pedigree în sensul ăsta. Spunând acest lucru, observăm că noi, ca și piață, noi și aici mă refer la România, accelerăm și închidem această distanță, în sensul în care, cum ziceam și mai devreme, pe partea de SSM am îmbunătățit site-urile în acest moment și se vede clar, un catalizator fiind chiar această criză. Știm ce să cerem ca și dezvoltator, în sensul în care ne dorim un serviciu de calitate și un serviciu aplicat de project management și numai aici. Știm ce să cerem de la contractor. Contractorii au devenit mult mai maturi, oferă servicii mult mai de calitate. La început erau doar câțiva, acum observăm că această zona contractorilor s-a extins și avem o prezență din ce în ce mai matură și asta e decât bine pentru piață. Da, există un gap și probabil va exista pentru mult timp, dar între cele două țări în speță, dar observăm că noi accelerăm și accelerăm într-o poziție foarte pozitivă. Brexitul va afecta expunerea grupului pe care îl conduceți pe zona Marii Britanii? Nimeni nu înțelege Brexitul. Glumesc. Cel puțin ca T0. Ei a avut loc un Brexit. Da, noi în momentul de față suntem, cum indica și dumneavoastră la începutul emisiunii, suntem implicați pe mai multe proiecte în Marea Britanie. Am livrat cu succes acolo și livrăm. În momentul de față suntem implicați într-o centrală nucleară în Marea Britanie, unde avem 10 colegi care oferă servicii acolo și funcționăm foarte bine în continuare. Nu simțim niciun disruption, nici o perturbare a activității noastre venind din ca influența Brexitului. Pe zona de infrastructură aeriană înțeleg că aveți un input relevant. Am citat eu Heathrow și Manchester. Înțeleg că și Gatwick, al doilea sau al treilea aeroport al Londrei. E primul aeroport, le place să zică primul, că e primul aeroport al Londrei cu o singură pistă. Ah, ok, am înțeles. Ca număr de pasageri. Da. Da, am fost implicați în mai multe proiecte de acest gen aviatice. Ne dorim să avem o participare foarte activă și în România, fiindcă observăm că proiectele de infrastructură în România sunt în plină dezvoltare. Sunt iarăși pe masă. Exact, sunt iarăși pe masă și par din ce în ce mai sănătoase. Și ne-am dorit foarte mult să fim implicați, având experiența de acolo, în domeniul aviației și cred că e o experiență foarte bună care poate ajuta sectorul nostru să meargă înainte și să meargă înainte frumos. Trebuie văzut în ce măsură, în acest moment, industria aviatică, în general, acum deocamdată caută soluții de supraviețuire. Dar trebuie văzut dacă, cumva, printr-o readaptare, reașezare, lucrurile vor continua. Evident, să existe în zona asta, că nu credem că se va închide, dar deocamdată e posibil să fie o paranteză dreaptă așa. Aviația a conectat lumea și este mai mult decât necesară. Experimentăm acum o reașezare, o recalibrare, asta este foarte clar, dar cred că va reveni cu puteri sporite. Uite, aeroportul Brașov, de exemplu, înțeleg că a intrat în linie dreaptă, ceea ce era un deziderat de 30 de ani, să zic. Și este primul aeroport, și sper să nu greșesc, dar sunt mai mult ca să fie primul aeroport modern, nou construit, din România, din 70 și ceva încoace, ceea ce e o mare realizare pentru țara. A fost modernizat, din câte știu, o parte din Cluj. Și bine, și Otopeniu a suferit modernizări, dar acesta e construit de la zero. From the ground, ca să exactly. Până la grave, până, cum spuneați mai devreme. Bun, cum vedeți viitorul, domnul Bisnel? Cum îl simțiți? Va fi o perioadă, oricum 2020 va avea un asterisc în tot ce ține și de business, și de dezvoltare socială și așa mai departe. Probabil va fi un an cu asterisc. Din perspectiva noastră, suntem și foarte pozitivi ca organizație și ne place să vedem, să fim pozitivi în abordare, dar în același timp ne place să avem o abordare informată și planificată, fiindcă asta este trade-ul nostru. În acest sens, cu măsurile de precauție în spatele minții, să zic așa, back of our mind, mergem
mergem crezători înainte, în sensul în care vrem să creștem în continuare ca și organizație, să beneficiem de acest trend pozitiv care îl vedem atât în revenirea de domeniul sectorul construcțiilor, atât în domeniul privat, cât și în public. Noi acum suntem implicați geografic destul de prezenți cam în toată țara, aș putea să zic, având o serie de proiecte, cum ziceam, în cam toate domeniile construcțiilor și credem că pe această experiență care am acumulat în ultimii 4 ani putem să construim și mai mult ca și echipă și suntem foarte încrezători. Viitorul sună bine pentru noi sau în percepția noastră. N-ați pus pe hold niciunul din vectorii business-ului? Nu. Ba din contră, exact. Cum vă ziceam, proiectele noastre au mers, sau proiectele în care am fost implicați au mers foarte bine înainte. Aici laudă atât echipelor noastre, dar dezvoltatorilor care au avut încredere și au avut încredere în măsurile care s-au implementat pentru a înainta cu aceste proiecte. Nu prea s-au oprit șantierele din informațiile mele care au venit din presa de business. Șantierele, cel puțin a dezvoltatorilor mari, nu s-au oprit. Nu. Avem șantiere care au mers chiar foarte, foarte bine în această perioadă. Suntem implicați, cum ziceam, avem șantiere rezidențiale, aș folosi și un exemplu, Central District, în care suntem implicați, e un proiect foarte frumos și a mers cinste dezvoltatorului care a împins foarte, foarte pozitiv înainte în această perioadă. Și acesta e doar un exemplu, sunt nenumărate și a mers foarte bine înainte. Central District aparține unui dezvoltator cu viziune, știe foarte bine. Este un dezvoltator care a plecat ca și dumneavoastră fără o experiență extraordinar de relevantă pe zona asta, adică a crescut un brand de la zero și în foarte puțini ani l-a poziționat interesant, să spunem, pe piața dezvoltărilor din București, cel puțin deocamdată. Da, ne mândrim să putem să fim, să lucrăm partea succesului. Exact, partea succesului. Ați găsit un termen foarte bun, exact. Ne bucurăm să fim partea succesului și ne-am adus și noi contribuția noastră la acest proiect și e un proiect foarte, foarte reușit. Cum inovați? Uite, vorbeam de Central District. Central District are succes și pentru că ei tot timpul au inovat. Că s-a numit pista de alergare pe rooftop-ul blocului, din câte știu, sau piscina poziționată altfel, sau tot timpul au inovat. Dumneavoastră, cum inovați? Întotdeauna asta a fost una din valorile noastre ca și grup. Credem că este necesar și ne dorim să inovăm în fiecare pas al nostru ca și organizație. Cum inovăm? În momentul de față, inovația stă în aducerea tool-urilor și tehnicilor de project management axate pe digitalizare. În același timp este foarte important ca parte a inovației prezența sustenabilității a produsului verde. Asta este altă criză cu care se confruntă omenirea, dar e mai sau cel puțin nu mai ascuns, vizibilă, da. Mai puțin vizibilă, deși e foarte vizibilă, de-aia ezit în explicațiile mele. Criza schimbărilor climatice. Nu e la fel de mediatizată, tocmai pentru că actuala criză i-a luat fața foarte mult. Exact. Știți că ea era pe agenda inclusiv a summiturilor G7 și așa mai departe, dar ținea chiar afișul acelor summituri, dar din păcate a venit ceva mai important decât ea care să țină afișul. Exact. Și noi ca și industrie, industria construcției, să știți că participăm la nivel global cam cu 40% din emisiile de gaz cu efect de seră, ceea ce este foarte mult. Încă o dată, trebuie să ne axăm pe tehnologie verde care să producă produse verzi de calitate și inovative. Alături de mine astăzi a fost Claudiu Bisnel la Legile Afacerilor la Digi24. Eu sunt Andrei Crista, vă doresc o lungă vară fierbinte și să ne revedem cu toții cu bine.